Scrisoarea. Clasa A6 a 6. Învățarea prin imaginație. Pentru început, credeți că e important să înțelegem ce citim? De ce? Ajută pe cineva prefăcătoria? A avea imaginație înseamnă și a înțelege, a vedea conexiunile din lumea în care trăim. Pentru a comunica, oamenii au găsit diferite modalități, scrisoarea fiind una dintre ele. În această resursă video, vă propun să înțelegem ce transmite o scrisoare. Vom exemplifica cu scrisoarea lui Alexandru Vlahuță către fiica sa Margareta. Fragmente. Citiți cu atenție! să trăiești, mimilică dragă, și să fii bună. Să fii bună ca să poți să fii fericită. Dacă nu ne-am iubit pe noi așa fără de măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră și dacă ne-am dojenit de câte ori am mințit sau ne-am surprins asupra unei răutăți ori asupra unei fapte urâte, dacă ne-am examinat mai des și mai cu nepărtinire, lesnei de zis, am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie fudulă. Eu am mare încredere în voința ta. Rămâne să știi doar ce să vrei, și văd că ai început să știi asta. Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi de 50 de ani, ai să o înțelegi mai bine. Să dea Dumnezeu să o citești, și atunci, cu Sufletul senin de azi. Te îmbrățișează cu drag Alexandru Vlahuță când ai împlinit 17 ani. Pentru înțelegerea textului, vom colecta informații referitoare la formă și la conținut. În privința formei, observăm cele trei componente: introducere, cuprins și încheiere, introducerea și încheierea cu specific legat de scrisoare. În privința conținutului vom descoperi ideile, atitudinile și sentimentele transmise. Observații referitoare la forma textului. Să trăiești! Observăm formula de adresare de la începutul scrisorii. Să trăiești, adică bun găsit sau draga mea, dragă soră, Observăm formula de încheiere care cuprinde și precizarea numelui, prenumelui celui care scrie scrisoarea. Te îmbrățișează cu drag Alexandru Vlahuță. Provocare la dezbatere. Merită să știți că nu toată lumea știa să scrie. Întrebați-vă cum procedau oamenii respectivi. Pentru conținut, recitim cu atenție textul. Lucrăm împreună. Metoda jurnalului cu dublă intrare. Citate semnificative. Să fii bună ca să fii fericită. Urarea conține ideea că bunătatea este aducătoare de fericire. Dacă nu ne-am iubit pe noi fără măsură. E bine să avem stimă de sine pozitivă, dar să nu cădem în egocentrism. Idee. Citez. Dacă n-am face atâta caz de persoana noastră, am încheiat citatul, se evidențiază ideea de laudă peste măsură. Provocare la dezbatere. De ce credeți că nu e bine să facem atâta caz de propria persoană? Se referă la succes? La greșeală? La ambele? Citez. Dacă ne-am dojeni de câte ori am mințit sau ne-am surprins asupra unei răutăți ori asupra unei fapte urâte, am încheiat citatul, e transmisă ideea că fiecare ar trebui să-și analizeze atitudinile și faptele și să realizeze greșelile. A dojeni înseamnă atât a mustra, a ta, cât și a corecta, Răutatea poate fi gândită sau spusă, deci tatăl își îndeamnă fiica la discernământ, să aleagă ce gândește și ce spune. Citez. Dacă ne-am examinat mai des și mai cu nepărtinire, idee. Analiza obiectivă asupra propriei persoane poate deveni obicei. Lesnei de zis. Ușor e de ne amintim expresia ușor de zis, greu de făcut. Descoperiți care sunt condițiile pentru ca oamenii să ajungă mai puțin înfumurați. Dacă nu cădem în egocentrism, dacă nu ne lăudăm peste măsură, dacă alegem ce gândim și ce spunem, dacă ne facem obiceiul de a ne analiza gândurile și faptele, citat. Am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie fudulă. Citat, Am încredere în voința ta. Se transmit încredere, prețuire, dragoste. Citat, văd că ai început să știi ce vrei. Se transmite ideea de cunoaștere a propriului copil. Autoevaluare sau evaluare. Dați un răspuns creativ la provocarea, evidențiați cele mai importante trei idei și atitudini transmise de scrisoarea lui Alexandru Vlahuță către fica sa, Margareta. Mulțumesc!